Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce minunat atunci când sfinții se unesc să-L cinstească, să-L laude și să binecuvânteze numele Domnului. Aș dori să citesc din cuvântul Domnului, din Cartea Judecător, capitolul 1, primele 4 versete. Judecători, capitolul 1, primele 4 versete. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns: Iuda să se suie, iată că am dat țara în mâinile lui. Și Iuda a zis fratelui său Simeon: suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților, și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Iuda s-a suit și Domnul a dat pe cananiți și pe fereziți în mâinile lor, a ucis 10.000 de oameni la Bezec. Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În această dimineață de sărbătoare, înțelegând importanța a ceea ce sărbătorim, celebrăm 40 de ani binecuvântați, care au ajuns la această culme a ceea ce a însemnat vreodată First Romanian Apostolic Church sau Emmanuel Romanian Pentecostal Church în acest oraș și în comunitatea noastră româno-americană în Statele Unite. Pentru fiecare dintre noi care, pentru o perioadă de timp mai scurtă sau mai lungă, am fost împărtășii acestei biserici, nu există o împlinire și o mulțumire mai mare decât să știm că acele câteva cărămizi sau mai multe, din punct de vedere spiritual și nu numai, pe care le-am așezat în această comunitate, au crescut să fie un edificiu spiritual și nu numai, ca cel de care ne bucurăm astăzi. Toată sudoarea, toate eforturile, toată munca, toate lacrimile, toate rugăciunile, toate eforturile combinate ale celor care de-a lungul timpului au compus această biserică sunt astăzi încununate. Vă aduc aminte de prezentarea bisericii de către Apostolul Pavel în Evrei, atunci când spune că ne-am apropiat nu numai de biserica celor care sunt acum și aici, ci chiar de biserica celor deja făcuți desăvârșiți și ajunși în slavă. Celebrăm și munca lor, și eforturile lor, și dragostea lor. Am cinstea să țin în mână o chitanță scrisă în data de 16 octombrie 1988. Atunci când frații își puneau întrebarea dacă se merită să cumpere locul acesta. Un om special pe care l-am cunoscut ca fiind un om al lui Dumnezeu, cu o muncă frumoasă de o viață în slujba Domnului, a luat toți banii pe care i-a avut în casă, avea $1.000, spre mirarea soției lui, noi o știam, Buna,
și a dus la biserică pentru că cineva trebuia să spargă gheața, să ia inițiativa. Fratele Iosif Merca, senior care este în glorie, a dat toți banii pe care i-a avut. Acum, el nu e aici ca să se bucure cu noi aici pe pământ de lucrarea aceasta, dar contribuția lui nu poate fi neglijată. După cum? Și probabil unii v-ați uitat în zilele acestea și a spus, măi, prea se onorează oamenii ăștia unii pe alții. Și vreau să stabilesc un principiu pentru asta. Fratele Ciuruc, fratele Dan Filip n-au pretins nimic astăzi, n-au așteptat nimic astăzi. Nu ne-au șoptit, nu ne-au zis nici ce să zicem, nici ce să facem. Doar cel căruia îi se cuvine o măsură de onoare și de cinste în îndeplinirea unei lucrări, trebuie să o dea Domnul. Eu n-am voie să-l jefuiesc pe altul de onoarea și de cinstea lui și să-i o dau omului și să spun, ascultă, frate Alin, tot ce am spus frumos despre tine, să nu cumva să te mândrești că e a Domnului. El știe că nu trebuie să mândrească, dar el își dă cinstea lui Domnului. Fratele Ciuruc dă cinstea lui Domnului, Dan Filip dă cinstea lui Domnului. Noi ne prețuim și ne cinstim unii pe alții în Domnul, pentru că niciunul dintre noi nu are dreptul să jefuiască alt om de onoarea, cinstea și meritele lui în Domnul. Noi fiecare trebuie să luăm cinstea și bucățica noastră de merit și să o dăm lui Dumnezeu. Amin. Pentru că în cele din urmă toată slava și toată cinstea să fie ale lui. Măriți să fie Domnul! Iată de ce faceți dumneavoastră astăzi aici este corect, este legitim și nu mă îndoiesc de faptul că s-a făcut cu frică de Dumnezeu, cu înțelepciune, cu dăruire. Consider chiar providențial faptul că s-a organizat cea de-a patra, a 35-a aniversare a Uniunii în același weekend aici. În mod normal am fi vrut să mergem în Los Angeles pentru că locul unde s-a hotărât încorporarea și s-a ales prima conducere a fost la Biserica Betel din Los Angeles, însă păstorul bisericii a avut programate niște activități în profesia lui de așa manieră că n-ar fi fost liber în săptămânile acestea. Ne-am întors pe toate părțile când am apelat la fratele Alin, spune, frate, știți că noi trebuie să sărbătorim și 40 de ani de la înființarea bisericii. Și am zis că se potrivesc cifrele rotunde. Mai târziu am aflat că are și 20 de ani de pastorație. Și acum, pentru că suntem într-o părtășie sfântă, pasajul pe care l-am citit aș dori să ne slujească ca învățătură cu privire la principiile părtășiei în biserică. În acest pasaj găsim trei principii esențiale ale legăturii frățești, ale relațiilor frățești, ale părtășiei între mădularele biserici. Știți că după moartea lui Iosua, țara Canaanului era sub stăpânirea poporului Israel, dar aceasta s-a făcut în faze. Au nimicit toate armatele vrășmașe. Toate popoarele care locuiau în țară au fost înfrânte, cetățile întărite au fost distruse și sau cucerite. Problema este că trebuiau luate în stăpânire casele, viile și lucrul acesta nu era ușor. Poți să înfrângi o armată puternică, însă când trebuie să iei în stăpânire un oraș, trebuie să mergi casă cu casă și stradă cu stradă. Și acum, după moartea lui Iosua, mergând să ia în stăpânire teritoriile, parcelele de pământ, casele și viile pe care nu ei le-au construit și nu ei le-au sădit, era nevoie ca fiecare seminție să meargă în teritoriul pe care l-a desenat, l-a stabilit Moise împreună cu Dumnezeu pe harta Canaanului. Și după cum fuseseră învățați, au întrebat pe Domnul,
Domnul a hotărât ca Iuda să fie primul, seminția lui Iuda să fie prima care merge să își ia în stăpânire teritoriul. Iată care sunt cele trei principii ale părtășiei în biserică din istoria acestor patru versete. În primul rând, principiul apartenenței. Principiul apartenenței. Ascultați prima parte a versetului 3. Și Iuda a zis fratelui său, Simeon. S-a adresat fratelui său. Au devenit parteneri de război. Să-și cucerească împreună teritoriile. Erau frați pentru că aveau același tată, ca seminții veneau din Avram, Isaac și Iacov, dar îl aveau ca tată pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a născut poporul acesta. Erau frați pentru că făceau parte din același popor, un popor ales de Dumnezeu să îl reprezinte și să-i poarte numele pe pământ. Un popor care avea principiile sfinte, legile sfinte, promisiunile și făgăduințele sfinte, un popor care avea garanția lui Dumnezeu că țara este a lor și că se pot duce să o ia în stăpânire. Dar făceau parte din același popor, aveau același tată, aveau și aceiași dușmani. Când s-au dus să lupte, au luptat împotriva acelorași dușmani. Dragii mei, noi aparținem aceluiași popor. Dumnezeu spune că ne-a ales ca popor. Când a lepădat pentru o vreme Israelul, cuvântul a fost, sunteți lepădați pentru că nu m-ați slujit, nu mi-ați împlinit poruncile și a venit vremea ca Dumnezeu să-și aleagă un popor care va aduce roadele cuvenite. Două forme profetice ale Israelului, frunze și roade. Frunza este forma statală a lui Israel, ca popor pe harta lumii, și roadele reprezintă forma spirituală a vieții lui Israel. Vă aduceți aminte atunci când Domnul Iisus Hristos a venit la Smochin? Avea frunze, exista ca stat, dar nu avea roade. Și l-a blestemat și i-au dispărut și frunzele, s-au uscat, dar promisiunea lui Dumnezeu pentru vremea sfârșitului, în Matei capitolul 24, este când veți vedea smochinul frăgezind, când îi veți vedea frunzele. Fiul omului este chiar la uși, și planul escatologic se apropie de încheiere. Iuda și Simeon sunt frați. Noi suntem frați. În jertfa Domnului Iisus Hristos suntem un singur popor, oriunde am fi în lumea aceasta. De 2000 de ani Dumnezeu își clădește împărăția, Hristos își zidește biserica formată din pietre vii. Oameni, o seminție, un popor, un neam. Avem poruncile lui Dumnezeu. Și avem făgăduințele lui Dumnezeu pentru viață veșnică. Diavolul vrea să ne uităm unii la alții și datorită slăbiciunilor noastre, datorită greșelilor noastre, datorită diversității noastre în felul cum arătăm, cum ne mișcăm, să ne uităm cu antipatie și să uităm că suntem parte din același neam, din același popor, din aceeași biserică a Domnului Iisus Hristos.
Iosua, când a mers la război, s-a uitat la Simeon și a spus, este fratele meu, fratele meu nu o să mă trădeze, fratele meu nu o să mă părăsească, fratele meu va merge cot la cot, umăr la umăr cu mine, până în ziua în care Dumnezeu ne va da biruință, pentru că, frați și surori, avem un mare dușman care răgnește ca un leu și caută să înghită, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși. Dușmanul tău e dușmanul fratelui tău, dușmanul surorii tale. Iată de ce haideți să luptăm împreună împotriva acestui dușman. Pentru că în lupta aceasta noi suntem declarați biruitori și mai mult decât biruitori. Am stat și m-am gândit odată ce înseamnă mai mult decât biruitori. Și am găsit mai multe răspunsuri la întrebarea aceasta, dar unul dintre ele este, biruința noastră este garantată. Vezi, când omul pleacă la război, speră să biruie. Puțin oameni se duc într-un război și se gândesc că vor pierde. Noi mergem într-un război pe care l-am câștigat deja, pentru că l-a câștigat Hristos pentru noi. Câtă vreme rămânem în Domnul. Dacă vă uitați în Efeseni, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos a fost înălțat mai presus de orice dregătorie, de orice stăpânire din locurile cerești. Că noi, capitolul 2, am fost înviați împreună și așezați în Iisus Hristos în locurile cerești. În capitolul 3, Dumnezeu își descoperă înțelepciunea Lui prin biserică în fața acestor domnii și stăpâniri din locurile cerești. În capitolul 6, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor din locurile cerești. Foarte mulți spun ce Babilonie este în locurile cerești. Acolo e Hristos, acolo suntem noi, acolo e diavolul, acolo e stăpânirea întunericului. Nu, fraților, nu este Babilonie. Știți de ce? Pentru că noi suntem în Hristos și Hristos este deasupra, că sub picioarele lui Hristos și sub autoritatea lui Hristos sunt toate aceste stăpâniri și pentru că Hristos e biruitor, noi suntem biruitori în Hristos și împreună cu Hristos. Dar pentru asta trebuie să fim împreună, El ne-a înviat împreună și împreună cu Hristos și împreună unii cu alții și suntem împreună în Hristos. Aparținem aceluiași popor, suntem frați și surori, lupta unuia e lupta tuturor, lupta tuturor e lupta fiecăruia. Principiul apartenenței, în virtutea acestei apartenențe, mergem și purtăm războaiele Domnului împreună și războaiele Domnului n-au fost și nu vor fi niciodată pierdute. Eram foarte fascinat când citeam cartea de istorie. Mi-a plăcut de voievozi, de domnitori, însă mi-a plăcut foarte mult în prima parte de Ștefan cel Mare, pentru că în cartea de istorie la vremea spunea că n-a pierdut niciun război. Pe urmă am aflat mai târziu că a cam pierdut unul. Dar orice comandant de oști din istoria noastră, oricâte bătălii a purtat și a câștigat, inclusiv Marele Alexandru Macedon, a bătut toate armatele cu care s-a întâlnit și l-a răpus un țânțar. Însă aș vrea să vă spun că avem un Domn al Domnilor, Împărat al Împăraților, pe care nu l-a biruit nimeni și nu l-a biruit nici moartea. Pentru că nu-l putea birui. Moartea și locuința morților vor ajunge în iad, pentru că au călcat porunca în virtutea căreia au fost create. Plata păcatului este moartea. Când moartea s-a atins de Fiul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, cel nevinovat pe cruce, a călcat consemnul. Chiar dacă era încărcat cu păcatele noastre, nu erau ale Lui. Și spune Biblia că moartea nu l-a putut ține. A biruit moartea și se prezintă în cartea Apocalipsei că ține cheile. Tot ce ține de viață și de moarte e în mâinile Domnului Iisus Hristos, Marele Biruitor. Noi aparținem acestei împărății. Noi suntem frați cu El. Dumnezeul nostru este Tată. Și ne suntem frați și surori unii altora. Haideți să mergem la luptă împreună.
Haideți să nu lăsăm pe nimeni în urmă și nimeni să nu ia prea înainte, ci toți ca un pluton destoinic să mergem și să intrăm în biruințele Domnului. Principiul apartenenței, în al doilea rând, principiul suficienței, principiul suficienței. Simeon, fratele lui Iuda, Simeon din partea lui Iuda. S-a întâmplat ceva foarte interesant, dacă vreți să deschideți în Iosua, în capitolul 19. Atunci când s-au trasat teritoriile, lui Iuda i s-a dat un teritoriu foarte mare și când i-a venit rândul lui Simeon, s-a uitat pe hartă și se părea că nu mai e loc și pentru Simeon. Și Duhul lui Dumnezeu vine la lucru și auziți, versetul 9 din Iosua 19, moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei. Iuda a fost special. Profeția lui Iuda includea monarhia lui Israel. Din Iuda urma să se nască Mesia. Și se pare că atunci când au desenat pe hartă, impresionați de profeția lui Iuda, au tras liniile puțin mai larg și le-au dat un teritoriu mare. Când i-a venit rândul lui Simeon, s-au uitat pe hartă și au spus, de unde să luăm să le dăm și lor? Și au tăiat o parte din teritoriul lui Iuda, pentru că Iuda avea prea mult, iar Simeon nu avea deloc. Vă spuneam că am venit în Sacramento și am găsit o comunitate la început de oameni săraci, în sensul României. Nu erau săraci. Am intrat în magazin, am pipăit pachetele cu carne să văd dacă nu-s din plastic sau din gips. N-am înțeles de ce sunt așa de multe și n-am înțeles de ce nu sunt cozi și de ce nu se bat oamenii pe ele. N-am înțeles de ce este întotdeauna cald sau răcoare și lumină în casele, în apartamentele noastre și peste tot pe unde mergeam. Deveniserăm bogați, dar în sensul Americii. Eram la început, eram încă săraci, cumpăram de mâna a doua, aveam mașini uzate, vechi și foarte mari și foarte frumoase. Dacă ar fi după mine, aș arunca la gunoi toate cutiuțele astea și m-aș întoarce la tancurile, la bărcile alea mari. Aveam impresia că plutești. Dar eram săraci, fraților. Vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu ducea lipsă, pentru că toți aveau grijă de toți. Vă aduceți aminte cei câțiva din anii 80, până când toți am avut mașini, cum noi aveam deja Uber și nu costa nimic. Comunitatea română avea deja Uber. Care aveau venuri sau mașini mai mari, veneau și luau familia cu tare, familia cu tare, pe fratele cu tare, sora cu tare, pentru că unii n-aveam mașini. Luni de zile, fratele Emil Dobre m-a dus la biserică cu mașina lui, la serviciile bisericii. Nu mai vorbesc că seara spuneam, du-mă până la magazin, că trebuie să fac cumpărături. Să-l fi auzit odată spună, sunt obosit, numai... în vremea aia nu erai obosit. Și când am stat la cumnații noștri, în prima parte, înghesuiți vreo 14 într-o căsuță mică cu două dormitoare mici, ne-au zis, zice, las că vă vine vouă rândul să faceți și voi pentru alții ce am făcut noi pentru voi. Ce s-a întâmplat? În biserica primară nimeni nu ducea lipsă, pentru că așa cum spunea Pavel, n-am venit să vă dezavantajăm pe voi, să vă despuiem pe voi, să luăm de la voi în lucrarea aceasta a dărniciei, ci să se facă o potrivire
ca cel ce are prea mult să dea și celui care nu are deloc. Și nimeni să nu ducă lipsă. Asta este biserica Domnului Iisus Hristos, fraților. Ați experimentat cu toți în viață să primiți și să vi se dea. Când aveți nevoie să nu vă fie rușine să primiți și să acceptați, pentru că Dumnezeu lucrează prin cei care vă ajută. Este o dovadă de mândrie să pretinzi că n-ai nevoie niciodată de nimeni și că pe tine nu te poate ajuta nimeni cu nimic, că tu ești pe picioarele tale. Am auzit odată pe cineva care a spus: am venit în America, fraților, am stat pe picioarele mele, n-am avut nevoie nici când de la nimeni, un cent n-am luat de la nimeni. L-am întrebat, dar de ce? Pentru ca să nu vină mai târziu și să-mi dea peste ochi cu centul ăla. Și am zis, măi omule, în primul rând vreau să spun că ești foarte mândru și în al doilea rând aș vrea să-ți spun că tu nu știi pe ce lume trăiești. Că adevărata biserica Domnului Iisus Hristos nu are asemenea obiceiuri să dea peste ochi cuiva cu cenții și cu dolarii și cu ajutorările. O facem din dragoste și când primim, ne bucurăm că o să ne vină rândul și să dăm, că e mai bine să dai decât să primești. Spuneți voi, fraților, nu asta e minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu noi în țara asta? Că am primit și am dat? Nu așa ne-am clădit unii pe alții? Chiar și în viața aceasta materială. Câți dintre voi nu v-ați dus la un frate și a spus, dă-mi frate de lucru că n-am? Câți dintre voi n-ați chemat pe un alt frate și a spus, frate, am ceva de lucru pentru tine? Așa se lucrează în împărăția lui Dumnezeu, că trebuie să facem bine tuturor oamenilor, dar mai ales fraților, fraților. Principiul suficienței. Când Dumnezeu dă cuiva prisos, prisosul acela... Vreau să vă vorbesc puțin despre teologia prosperității, dar vreau să vă spun că teologia noastră nu e o teologie a prosperității, ci o teologie despre prosperitate. Haideți să ne uităm puțin în Timotei. Tot ce trebuie să știe poporul lui Dumnezeu într-o vreme în care se vorbesc tot felul de bazaconii despre prosperitate, că dacă Dumnezeu ne iubește, trebuie să umblăm numai în avioane particulare, mai știu eu ce fantezii descoperă oamenii cu privire la ceea ce e obligat Dumnezeu să facă în viața noastră dacă suntem cu adevărat copiii Lui. Teologia despre, nu a, teologia prosperității înseamnă că prosperitatea este ceva garantat și cine nu experimentează nu e adevărat pocăit. Nu. Teologia despre prosperitate, când Dumnezeu dă cuiva prosperitate, pentru ca să se producă această suficiență în împărăția lui Dumnezeu. Numărul 1. Atunci când ești binecuvântat, bucură-te de binecuvântări. Ăsta este primul principiu al teologiei despre prosperitate. Văd că sunteți foarte frumos îmbrăcați toți. Noi încercăm să spunem în Uniune să fim și decent îmbrăcați. Și decent și smerit îmbrăcați, dar frumos. Frumos și smerit și decent, dar frumos. Nu înseamnă că dacă suntem smeriți și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să ne îmbrăcăm în zdrențe și să venim cu hainele șifonate pe noi. Pocăiții adevărați n-au decât haine frumoase și la casa lui Dumnezeu încă încercăm să păstrăm în cultura românească să venim îmbrăcați nu în blugi și în geacă, nu în cămăși cu tot felul de reclame pe ele, nu în tene și fără ciorapi, nu cu trei nasturi descheiați, nu cu decolteuri de să ne uităm numai la tavan, ci cu o îmbrăcăminte decentă, dar frumoasă. Bucură-te de ce ți-a dat Dumnezeu. Stai într-o casă frumoasă, umblă într-o mașină frumoasă, îmbracă-te cu haine frumoase. Că așa spune Biblia aici, în 1 Timotei,
6 cu 17, doar ultima parte. Care ne dă Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile, toate lucrurile din belșug, de ce? Ca să ne bucurăm de ele. Eu nu cred că trebuie să fie cineva hagitudos, să se uite în ciorbă și să-i se pară că petele de grăsime sunt galbeni, sau nu poate mânca. Sau să taie coada la pisică atunci când iese din casă să nu se răcească casa. Nu știu care aș citit istoria lui Hagi Tudose. Un pocăit adevărat are voie să se bucure de lucruri când le are din belșug pentru că i le-a dat Dumnezeu. Ăsta e primul principiu despre prosperitate atunci când ea e câștigată în mod cinstit. Că de acolo pornim, că dacă nu nici mai vorbim de copiii lui Dumnezeu. Doi, să se bucure de ele, dar nu singur. Nu singur. Că asta e una din probleme. Atunci când cineva are belșug și uită că mai e cineva pe lumea asta, dumneavoastră vă dați seama că bogatul căruia i-a rodit țarina, eu când am citit, am descoperit că el este singur în universul lui. Ăsta n-are părinți, că n-are Dumnezeu, e clar. N-are nevastă, n-are copii, n-are nepoți. El nu se gândește decât la el. El să bea, el să mănânce, el să se bucure. Mai face și confuzie între suflet și trup. Căci că bea și mănâncă suflete. Deci sufletul nu mănâncă și nu bea ce mănâncă și bea trupul. Dar în universul acestui om nu există nimeni. E periculoasă bogăția și e periculos belșugul atunci când îți umple viața și dă afară pe Dumnezeu, familia și pe cei din jur. A ajuns un bogat în chin pentru că la ușa lui a stat un sărac care nu-i mânca nici fărâmiturile, nici resturile. Câinii erau mai binecuvântați în casa lui decât acest amărât. Și auziți ce spune în versetul 18 din 1 Timotei 6. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogat în fapte bune. Dacă ești bogat în cele materiale, să fii bogat și în fapte bune. Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Și al treilea principiu despre prosperitate este să te bucuri de ele, nu singur, și nu mai mult decât de comorile și bogățiile spirituale și veșnice. Pentru că auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 17 de la început. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu. Și apoi, după ce spune în versetul 18, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, versetul 19, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept pomoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. M-am gândit de multe ori la momentul în care reprezentanții seminției lui Iuda au ajuns la hartă și au văzut că li s-a tăiat o bucată din teritoriu. Unii dintre noi ar fi declarat război civil. Unii dintre noi ar fi spus, nu mai vreau să-l văd în viața mea. Nu. Pentru că oamenii ce au spus, eu am cam mult. Și tu n-ai deloc. Și noi nu putem să fim frați, să spunem pacea Domnului, frate, Domnul să te binecuvinteze, duceți-vă, săturați-vă, încălziți-vă, fără să le dai cele de trebuință. Este cea mai mare crimă în poporul lui Dumnezeu să stăm umăr la umăr în fiecare duminică, unul sătul bine și altul flămând. Și nu mă refer doar într-o biserică locală, în biserica Domnului Iisus Hristos de pe întreg pământul sunt mulți flămânzi și mulți dezbrăcați și mulți prigoniți și mulți închiși și mulți bolnavi. Și Dumnezeu ne trimite cu belșugul nostru să le fim lor de ajutor, să compensăm lipsa din viața lor. Acesta este principiul suficienței. Acum, e vorba de o redistribuire a lucrurilor. Tremurăm noi, conservatorii și republicanii, atunci când auzim de conceptul acesta al redistribuirii.
Pentru că el înseamnă să iei cu forța de la unii și să dai la alții. Să-i mărești taxele la unul ca să-i dai bani la altul să stea degeaba. În societatea asta există și un asemenea sindrom. În Biserica Domnului nu. Pentru că în Biserica Domnului toți vin și dau de bunăvoie. Și îi călăuzește Duhul să meargă exact acolo unde este o nevoie care trebuie acoperită. Lucrarea aceasta se face de bunăvoie, în mod voluntar, din dragoste. Și mulțumim Domnului că în Biserica Domnului sunt toate resursele necesare pentru viață și pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Principiul apartenenței, principiul suficienței, în al treilea rând, și în încheiere, principiul interdependenței. Am spus că Simeon este fratele lui Iuda. Am spus că teritoriul lui Simeon este din partea lui Iuda, însă mai interesant, teritoriul lui Simeon este în mijlocul teritoriului lui Iuda. Dacă vă uitați la o hartă, veți vedea că seminția lui Iuda are un teritoriu cât un cerc mare, iar teritoriul lui Simeon este un cerc mai mic în interiorul lui Iuda. Nu iese din Iuda. Toată granița lui Simeon, de jur împrejur, este Iuda. Nu numai că erau frați, nu numai că s-a luat de la unul să se dea la altul, dar când au desenat pe hartă, mă gândesc doar pentru ca să avem noi trei principii ale părtășiei în biserică astăzi, au luat din interiorul seminției lui Iuda, că dacă mă întrebau pe mine, le spuneam, dă-i, Doamne, într-o parte. La nord, la sud, la vest, la est, cum adică să fie înconjurați numai de teritoriul lui Iuda? Cei doi frați au fost condamnați să meargă împreună la război. Dacă mergea Iuda singur, ar fi trebuit să traseze o graniță imaginară și să cucerească de jur împrejur. Cum e o împărăție când are în mijlocul ei un focar de rebeliune? Dacă ar fi mers singur Simeon, cucerea teritoriul și erau înconjurați de dușmani. Iuda și Simeon au trebuit să meargă împreună la luptă. Acum, extrapolând puțin, în vremea de astăzi, în Biserica Domnului Iisus Hristos, am creat prea multe separări și tabere, în antagonism unele cu altele. În adevărata Biserica Domnului Iisus Hristos e armonie. Să știți că rugăciunea și cuvântul nu s-au certat niciodată. Le facem noi să se certe de multe ori când venim la amvon și spunem, degeaba vă rugați că nu știți, trebuie să citim Scripturile. Și alții vin. Degeaba citi Scripturile, îmi se facă capetele cât banița, că dacă nu ne rugăm tot degeaba. Stați liniștiți, fraților, Scripturile cu rugăciunea nu s-au certat niciodată. Nimic nu se ceartă cu nimic, o împărăție nu se poate dezbina împotriva ei înșiși. Deși fiecare vede slujba lui mai mare decât pe toate celelalte. Nu există absolut niciun sens să fie un război între generații. Separatismul acesta generațional vine de la diavolul. Ar trebui să învățăm să ne purtăm frumos unii cu alții. Vreau să stabilez două principii cu privire la relația generațională. În primul rând, cine stabilește rânduielile pentru fiecare generație? Pentru că mulți spun, a venit vremea noastră. Îi înmormântăm pe babalucii ăștia, îi băgăm în pământ și slavă Domnului că acum ne putem bucura și ne putem desfășura. Nu. Pentru fiecare generație, hotarele și rânduielile sunt stabilite de generația de dinainte. Că Petru spunea, tinerilor fiți supuși celor bătrâni. La conferințele de tineri am observat că în ultima vreme sunt puși tineri de 20-25 de ani, nu că nu îi ridicăm, îi ridicăm în bisericile noastre, dar aproape că predicatorii mai în vârstă sunt total excluși.
Și Biblia zice că poporul este călăuzit de un copil. Și n-ajunge prea bine. Copiii aceștia sunt formați și crescuți în bisericile noastre, au loc în conferințele acestea. Dar în mod agresiv și vădit atunci când generația în vârstă este exclusă din desfășurarea acestor conferințe, este o mare pagubă și o mare eroare. Vreau să vă spun o întâmplare și să vă explic cum să vă purtați bătrânii și tinerii unii cu alții. Eu am o relație foarte bună cu slujitorii de lângă mine. Pe unul l-am pregătit și îl pregătesc și vreau să-i dau în câțiva ani scurți, să-i predau slujba în biserică. Și tuturor le-am repetat cuvintele pe care le-am auzit cu mulți ani în urmă de la un păstor în vârstă. Când el era tânăr și a absolvit seminarul teologic, s-a căsătorit cu o fată, tatăl ei era păstorul unei biserici de mii de membri undeva în Oregon. Acum, eu cred că am auzit în urmă cu vreo 25-26 de ani întâmplarea asta. Omul ăsta era aproape de 70 de ani. Și povestea ce s-a întâmplat în urmă cu vreo 45-46-47 de ani. Deci vă dați seama că vorbim de un timp îndelungat. Socrul lui, care era păstorul acelei biserici, pentru că s-a căsătorit cu fata lui, l-a invitat să slujească în biserica pe care el o păstorea. I-a lăsat să meargă în honeymoon, i-a lăsat să se așeze într-o căsuță, să-și așeze viața și pe urmă i-a spus: ginere dragă, începând de luni, intri în pâine. Te aștept la biserică să vii să stăm de vorbă și să-ți dau responsabilități pentru că am de gând să te angajez. S-a dus ginerele, proaspăt absolvent de universitate teologică, l-a luat cineva și l-a dus până în birou, pentru prima dată în birou la socrul lui, păstorul principal al bisericii. L-a așezat într-un fotoliu adânc și povestea omul, zice, când m-am așezat pe fotoliu, după ce că era mare fotoliu, m-am înfundat de nu mă mai vedeam din el. Și a venit socrul meu, un bărbat impunător, a pus mâna pe un mâner al fotoliului și pe celălalt și s-a apropiat de mine de sus în jos și mi-a zis: "Son, I'm gonna be nice to you on your way up if you're gonna be nice to me on my way down. And I'm gonna repeat it. So all the old people and all the young people will remember it for the rest of their lives. I'll be nice to you on your way up if you'll be nice to me on my way down." Asta este rețeta transferului de autoritate, al transferului de slujbe în Biserica Domnului Iisus Hristos. Până și unul din molurile voastre de aici era pe strada Sunrise când am venit eu în America și aveau reclame: "Be nice, shop Sunrise." Eu vă spun, be nice to each other. Fiți buni unii cu alții, spunea Apostolul Pavel. Fiți buni unii cu alții. Problemele pe care le avem de multe ori este că ne împărțim. Surorile nu sunt bune cu frații, frații nu sunt buni cu surorile, bătrânii nu sunt buni cu tinerii, tinerii nu sunt buni cu bătrânii. În Biserica Domnului Iisus Hristos depindem unii de alții, nu putem unii fără alții. Frați și surori, spuneți-mi, dacă îi dăm pe bătrâni afară de aici, cine vă ascultă pe voi cântând așa frumos? Dacă îi dăm pește afară, ce facem 3 ore? Ne cântăm, cântăm și ne rugăm, nicio problemă. Toți avem nevoie de toți.
Ascultați, atât la principiul apartenenței, suficienței și interdependenței, trebuie să înțelegem că nu ne putem uni și nu-i putem considera frați pe eretici. Dacă cineva vine și vă dă o altă învățătură, să nu-i spuneți bun venit, să nu-l primiți înăuntru, să nu stați cu el la masă, nici la masa asta, frați slujitori. Cine predică o învățătură stricată și eretică, n-are ce căuta în bisericile noastre, ăla nu este frate. Doi, oamenii care trăiesc în stricăciune, spune Biblia, v-am spus să n-aveți nicio legătură cu ei și nu mă refer la ăștia din lumea asta, ci la un frate care își zice frate și care nu trăiește în sfințenie și în neprihănire. Există derogări, dar în modul general al înțelegerii, cei doi nu pot unul fără celălalt. Înfrângerea unuia e înfrângerea tuturor, aduceți-vă aminte de Acan. Biruința unuia e a tuturor. David s-a dus, l-a bătut pe Goliat și a câștigat tot poporul. Hristos s-a suit la calvar, a biruit și toți suntem biruitori în biruința Lui. Iată de ce în această dimineață mă rezum doar la atât și vă repet. Suntem frați. Să mergem împreună. Să fim împreună. Să rămânem împreună. Avem suficient să nu fie nicio lipsă în trupul Domnului Iisus Hristos. Și în al treilea rând, depindem unii de alții, luptăm împreună și niciodată despărțiți. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.